Parcul Nicolae Romanescu a fost supus unui amplu proiect de reabilitare, primul de la construcția acestuia, care ar urma să fie gata în primăvara acestui an. Primarul interimar al Craiovei, Mihail Genoiu, a declarat că firma care se ocupă de proiect a solicitat o prelungire a termenului din cauza vremii reci, dar că recepția va fi făcută în perioada următoare. Totuși, edilul atrage atenția asupra faptului că recepția va fi una de durată, având în vedere amploarea și complexitatea lucrărilor. Lucru cert că în primăvara acestui an, imediat ce vremea va permite, el va intra în recepție și probabil că și recepția va dura o perioadă destul relativ lungă, pentru că este un proiect foarte vast ca întindere și foarte multe puncte care trebuie recepționate, însă, în mod cert, în primăvara acestui an vom avea, odată cu primele flori și parcul. Lucrările în parcul Romanescu nu se vor finaliza odată cu recepția și asta din cauza faptului că podul suspendat nu a fost inclus în proiectul de reabilitare. Pentru acesta, pe 13 februarie, se vor depune la Ministerul Culturii spre avizare, expertiza tehnică și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție. Acesta ar urma să fie reabilitat din fondurile proprii ale municipalității. A început procedura, lucrările o să mai dureze, deoarece procedura este foarte complicată. S-a efectuat un studiu geotehnic și o expertiză care urmează să primească viza Ministerului Culturii, după care se va face partea de studiu de fezabilitate, de proiectare și de-abia după ce se va obține viza Ministerului Culturii și pe acest proiect se va trece la partea de execuție. Deci pașii sunt aceia care trebuie să fie, sunt puțin mai greoi, dar nu vrem să mai avem dificultăți și controverse precum cele de la proiectul parcului. Proiectul de reabilitare a parcului Nicolae Romanescu, unul cu fonduri de la Uniunea Europeană, are o valoare de 47,3 milioane de lei fără TVA. Proiectul se dorește a fi o refacere a parcului, precum îl văzuse la început arhitectul Eduard Redon. Acesta a și câștigat cu acest proiect medalia de aur la expoziția internațională de la Paris din anul 1900.